Salut, dar eu tot sunt Cristi și astăzi revin cu cel de-al doilea episod din Rexit sau Jurassic Pack, numiți-l cum vreți. E chestia în care or să apară dinozauri, adică cel puțin cred. Sunt curios. Oi, găsi și eu vreun dinozaur ceva? Veloci... Haide, Monster Spawner, Velociraptor. Ok, deci sunt aici. Trebuie decât să găsim cum să-i facem. Ah, și s-a făcut un update. Eu încă nu l-am făcut pentru că aparent update-ul o să facă chestia asta să dispară. Oh, yeah! Foarte fucking tare, nu? Cred că ar trebui să nu tai copaci cu Paxel totuși, pentru că îl distruge destul de repede. Ioi, și-am găsit chestia asta și n-am nici cea mai vagă idee ce. Ok, niște oase, niște chestii. O să iau tot, pentru că de ce nu? Fac la fel de bine și putea să le iau și pe ăsta. Acum să am două chesturi, adică un chest de la mare. Ai, 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 băi, și ce construcție frumoasă pe aici. Să vedem, găsim și noi ceva. Pare a fi un fel de pod, dar pod construit în nimic, efectiv. Da, și cred că chiar asta e, efectiv un pod care duce la nimic, pentru că uitați-vă, chiar așa arată. Oi, 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 oi. Da, asta e aparent. Am aici un pat. O să mă culc și o să mă duc în partea aia către F. Pentru că, da. Ai. Ok, vreau aia. Bun. Am luat încă o căciuliță. Stai să mă culc, să dorm și eu, să se facă zi. Și hai să vedem câte like-uri strângem pentru acest episod. La episodul 1 am strâns ceva like-uri, dar hai să vedem câte strângem și pentru al doilea. Hai să scoatem mai multe like-uri decât la primul episod. Asta ar fi ceva, adică nu cred că adică nu cred că se întâmplă prea des. Oh well. Let's see. Deci ultima dată... Doamne iartă-mă, e chestiuța aia care e pe hartă. E un blaze ceva alb. Asta n-am mai văzut așa ceva. Vreau să-l omor. Oh shit, oh shit, oh shit, 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 shit. No, 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 no. Catul a dat damage. Ah, și am luat și... Low, nu, mi s-a părut că am luat low. Cine avea în viața full? Oh, shit, nigga. Beef jerky-ul ăsta. Care se face din Tinker's Construct. Știu că dă ceva de damage. Știu că dă ceva de damage ăla și holy fuck. Ok, deci ar trebui să dea 3 și după aia pot să atac. Hai da. O, doamne. O, doamne. O, doamne. O, doamne. O, doamne. O, doamne. 1, 2, 3. Și acum aș putea să atac, dar n-am cum. Hai da, dă, și ratează, una, două, trei, ăla-i, l-atac. Mort, oh, ce-a dropat? Blizzro, ce? Blizz powder, ok. Oh, well, măcar am văzut și noi un mob nou. Dar bănuiesc că-s destul de rari ăștia, pentru că n-am văzut prea mulți. De fapt, fuck it, ce zic eu că n-am văzut prea mulți, e între foarte... E singur, e primul, nici nu știam că există așa ceva. Oh well, să vedem, ce avem nevoie. Bun, văd în partea aia că e construcția pe care cred că o văzusem data trecută și care m-a făcut să vin în partea asta. I'm not sure, though. Ar trebui să-mi fac... Ok, deci văd două case, cum ar veni. Ar trebui totuși să-mi fac și eu o sabie, pentru că nu-i prea drăguț să dai cu paxel în animale. Bine, în sensul că... Nu e benefic și chestii și bla 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 bla. Da, și am văzut că... Băi, what the fuck? Ok, am văzut că îmi zicea cineva să apăs pe... Asta pe paranteză pătrată pentru morf și am apăsat, dar... Ne, adică știu și eu cum e morful și cum merge cu morful și chestii de-astea, atât că ne, nu e morful, aparent. Dar ce voiam să comentez legat de chestia asta, nu e de morf, de nu știu ce, de bla bla bla, de că știam pe ce ia... Pe ce tastă s-a păs, dar faza e că la comentariu n-am putut să răspund într-un oarecare motiv. Adică cam nașpa așa și mișto așa. Să ai copaci, pastă, nu le mai umor. Să ai copaci și gen pe copaci să fie așa ciupercă crescută. Știi cum sunt și pe copacii normal, mai sunt copaci pe care vezi... deci pe asta am văzut-o de fapt. Cum mai sunt copaci pe care e ciupercă crescută și chestii. Hmm.
Bun. Imediat. Așa. Intrăm în partea asta și văd că este... Bă, sincer... Chestia asta nu pare a fi așa de rea. Și nu mă zic în sensul că, bă, porcușor. Și nu mă zic în sensul că e o construcție genială, dar cred că e destul de bine amplasată pentru a ne face gen așa o primă casă aici, nu știu. Și, observ că nu-mi dispare, că îmi scade frame-ul. Adică îmi scad frame-urile. Că nu e decât unul. De fericire, nu e doar un frame. Oricum, o să vină acum, de relativ curând, de fapt nu că o să vină relativ curând vacanța de vară, pentru că dacă zic că vine vara, a cam venit vara și nu prea e corect, vara a cam venit. Atât că nu prea e vacanță, cel puțin nu la mine. Bine, nici la voi n-ar trebui să fie, atât că fuck this shit. Iau ceva după aici, uite, iau astea. Pentru că astea se craftează greu. Ce să arunc? Uite, arunc violeta asta. Violet. Arunc violeta și mă duc înapoi la căsuța cealaltă. Unde cred că o să stau prima parte? De fapt, nu știu, să mă uit. Vreau să ajung aici. Să-mi pun patul, să mă uit în jur, să văd ce am. Să fac un... să pun chest-ul. Și nu știu, mă gândesc. Oare avem backpack-uri? Adică în afară de adventure backpack. Pentru că se face un update. Backpack. Oh, da, văd că sunt câteva. Oh, sunt o groază de adventure backpack-uri. O groază de adventure backpack-uri, dar din păcate nu putem să folosim niciuna. Mă rog, hai să curăț pe aici zona, pentru că e cam nașpa, bla bla bla, asta-l spargem, punem aici, punem tot ce-i de pus. Așa, luăm înapoi osmium paxelul, care unde tragi damează ei, uite-l aici. Vreau să sparg asta, să am și eu așa spațiu, cât să fie. Zic că e suficient, las aici, așa. Astea le iau. Am apăsat butonul greșit și ăsta le iau ca să pun furnace-urile. Unde ai să le pun? Dacă pun aici nu mai pot să deschid. Hai că le pun așa. Așa, așa, așa. Bun. Acum să ne vedem de treabă. Ce mai putem să găsim pe aici? Văd niște fructe în partea asta. Lucru care e foarte tare pentru că o să ne ajute la început. Adică, mă rog, încă suntem la început. Deja am făcut rost de anumite mâncăruri, să zic așa, dar un fruct în plus nu vine niciodată rău. Așa că momentan o să iau conurile alea de pin, o să îmi văd aici și de astea. Și asta pare fi un sapling micuț, shrub. Ah, nu e sapling micuț, e ceva buruiană, nu știu cum mai bine se numește. Și acum bineînțeles că toată... văd încă un mob nou. Și da, cum ziceam, acum bineînțeles că toată lumea o să caute gen pe Google ce înseamnă shrub și o să-mi zică, vezi că shrub înseamnă aia. Ok. Ce doamne iartă. Nu știu ce e asta. Poate ar trebui totuși să iau și voacile astea de aici. Cât pentru... cât pentru piele și carne. Oricum nu o să pot să fac din ele de pe aici fermă, pentru că în primul rând nu vreau să stau aici. În al doilea rând vreau să mă uit așa. Ok. Văd aici o construcție gigantică și aș putea la fel de bine să mă duc acolo. Încă am aici semnul, deci știu unde pot să mă duc. Văd multe lucruri construite aici, cred că este un pod. Nu cred că e chiar podul de unde veni, nu, uite aici e.
Ok, deci pot să mă duc aici și să-mi văd de treabă. Văd ceva construcții și prin partea asta. Ok. Deci am ce vedea. Mofti că v-am zis că nu e ca la Hexi să-ți arate așa cu liniuța dacă te duci bine sau nu. Da. Hai, rămânem la ruta noastră și să sperăm că mergem bine. De fapt, aș putea să mă iau totuși după ceva coordonate. Doamne, nu, nu am. Ah, hai că mă duc bine, mă duc bine pentru că ne observ că sunt mai aproape de chestia aia, deci bănesc că ar trebui să o văd în curând. Da, uite, o văd, bine, o văd pe hartă. La asta mă și refeream, dar n-am fost. Chestia asta arată super! Oh, damn, nigga! Damn, asta arată chiar super tare. E sfărâmată, e făcută praf, dar arată bine. Nu știu dacă o să încerc să o repar, pare a fi prea mult pentru mine. Bine, nu că pare, e prea mult pentru mine. Oare ar fi și chestii de-astea întregi? Damn, asta ar fi un dungeon bun de Hexit. Ok, mă uit pe aici. Văd, uite, spre exemplu, pe astea pot să le iau pentru că sunt cărți și cărțile sunt bune. Mai ales la început. Bine, nu sunt bune cărțile la început, în sens. Bine, sunt bune cărțile la început, dar nu la începutul ăsta și nimic. Ok. Fuck. Mamă, ce era să mă arunc ca dobitocul. Ok, aș putea să încerc să mă arunc și să mă prindă ceva. A, n-apărea am de ce. E cam la mama, n-ai bifaza. YOLO! Ai. Nimic. Frate, chiar nu găsesc nimic în zona asta. Ok, încercăm în alte zone decât în mod normal. Hai da. Bun. Nu cred că am cum să sar până acolo, nu? Ba, aș putea să încerc ceva totuși. Așa, numai bine. Un os. Osul iau. O, căscuță enchantată, perfect! E de gold, dar frate, o căscuță enchantată, like, cum să nu-ți placă? Și văd niște paturi în partea asta, deci cineva a locuit aici. Ce scrie? The Furious Frogmount Helm, ok, interesant. La fel de bine aș putea să dorm, sper să nu pic din pat! Ar fi ceva să mă vezi acum 5 secunde mai târziu, puc, mort! Ar fi drăguț. Dar n-o vă dau eu satisfacția asta. Hue. Mă, zona arată bine, da. Vedeți și voi, cam nașpa. Rău de tot faptul că e făcută praf. În partea aia mai văd ceva chestiuțe. Asta pot să o iau. De fapt pot să iau de aici tot iron-ul. Iron-ul e numai bun. Perfect. De fapt o să iau astea perele. Așa, vreau să mă folosesc cât de mult pot de mâncare. Mă, da, eu am dat critic acolo cu paxelul, că nu n-am observat. Ok, văd că sunt acolo două bucăți de de piele. Nu știu. Mă pare că aș da critic cu paxelul, dar nu prea ar trebui. Bun. Să vedem, am pe unde coboră? Sau de fapt dacă am pe unde, așa avea pe unde coboră. Nu știu câte așa avea de luat. În fine, hai să sar, uite, pe aici, să sperăm că nu... Nu! Pic. Să sperăm că nu pic. Apoi, nu, eu nu sunt om de... făcut cascadorii, mă jur. Așa. Da, asta e unde la un... Fapt, știi ceva? Hai că mă duc pe aici. Mă duc să iau aer, nu știu, niște chestii pe care le mai găsesc. Oh well. Dar acum sunt într-o sesiune micuță de minat. Așa că, dragii mei, o să închei aici. Vreau să văd dacă găsesc ceva interesant de luat. Miner's Delight. De fapt, asta e. Pastele iau, nu știu, numele îmi indică că ar fi ceva de luat. Deși nu știu. Ah, de fapt, stai. Miner's Delight.
Se poate face cumva să se mănânce chestia asta, deci cred că da. Mă rog, las așa, o să minez pe aici coal și ironul pe care îl găsesc. Și după aia, adică mă rog, nu cred că mai vreți să vedeți cum minez asta. Și o să începe episodul următor după. Însă până atunci eu am fost Cristi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și sper să aveți o zi bună în continuare. Până data viitoare, bye bye!